seara, stimați telespectatori, în Vrancea sunt niște locuri așa de frumoase pe care ar trebui să le cunoaștem cu toții. Și asta datorită unor oameni de afaceri, nu prea ne place nouă cuvântul ăsta, dar să știți că om de afaceri înseamnă foarte mult pentru o țară care se vrea prosperă. Am descoperit de curând la vânători, lângă plaja Pudna, la care mergeam noi pe vremuri cu autobuzul ăla care drângănea, am descoperit o locație și o minunăție. Dar despre toate lucrurile astea o să ne vorbească invitatul emisiunii din această seară, domnul Marius Crăciun, om de afaceri pe care în start îl felicit pentru tot ce a făcut până acum pentru noi, locuitorii din județul Vrancea. Bună seara! Bună seara și bine ați venit! Mulțumesc pentru această emisiune! Mă numesc Marius Crăciun, sunt un om de afaceri. În plan personal, sunt un bărbat de 45 de ani. Mulți înainte! Să rămână, mulțumesc! Cât copii aveți? Doi băieți! Să vă trăiască! Mulțumesc. Am văzut că aveți o nevastă frumoasă, spun așa pe românește, nevastă frumoasă și tânără, să vă ajute Dumnezeu să fiți sănătoși. Mă reprezintă și din punct de vedere personal și din punct de vedere profesional. Din punct de vedere profesional, cum spuneam, sunt un om de afaceri, reprezint o familie, suntem o afacere de familie, conduc această afacere. Am copilărit la țară, în zona Judului, la Păunești. Bunicii mei din partea mamei au fost ciobani din vechi, a șaptea spiță. De aia se explică faptul că aveți atâtea Cum vă spuneam, întotdeauna viața de adult este foarte mult influențată de viața de copil. Și acolo, pe vremea lui Ceaușescu, toți adulții își trimiteau copiii în vacanțe, iar noi ne întâlneam pe toate pajiștele și toate dealurile din comuna Păunești și ne era foarte, foarte bine. Ne jucam cu toții, cu animalele, de aici dragostea pentru animale, care s-a transformat în această fermă, care mi-este foarte dragă și aici mă văd eu îmbătrânind. E frumos. Frumos, sper. Alături de cei dragi, cu copiii care vor veni când își vor dori. Domnule Marius Crăciun, când ați început dumneavoastră să vă gândiți serios la o afacere personală? Afacerea personală, de fapt, cum spuneam, este o afacere de familie. Și cine v-a dat ideea asta? Ani în urmă am preluat o afacere. Părinții mei care au fost în domeniul confecțiilor au pornit o afacere în acest domeniu. Aici în Vânători. Aici în Vânători întâi, pe urmă în colțul străzii acolo, da? În colțul străzii, că știu că am fost și eu pe acolo acum niște ani mulți în urmă, așa? Pe urmă am dezvoltat-o și în alte zone ale județului, în Focșani, în Gugești, Mărășești. Acum afacerea de confecții mai este doar la Gugești, o am doar la Gugești, o fabrică de 250 de oameni, care rezolvă una din problemele sociale ale comunei și sper ca această fabrică să țină foarte mult în funcție de cum se va dezvolta piața industriei de confecții și în sensul că la Gugești 250 de persoane capătă leafă, au din ce trăi datorită aceste afaceri pe care o aveți dumneavoastră. Da, nu la asta v-ați referit. Este un interes reciproc. Sigur, eu le ofer sigur un loc de muncă, iar ei oferă seriozitate, corectitudine și afacerea care să meargă. Bun. Deci aia a rămas în picioare la Gugești. La Gugești. Și aici unde este un rai. Vă spun, nu mă mai înduram să plec de aici, uitându-mă ce minunăție și câte poate face un om care își pune mintea la contribuție, care este serios, că nu se poate face ce ați făcut dumneavoastră fără muncă și seriozitate, nu? Într-adevăr, seriozitatea, corectitudinea, punctualitatea sunt aturi, amănunte care unui om de afaceri nu trebuie să scape niciodată. Vreau să vă spun că înainte de a veni dumneavoastră, că noi am ajuns ceva mai devreme, am stat de vorbă puțin cu paznicul sau cu omul care se... Da. Și foarte încântat de ceea ce face, nu știu cum se numește domnul, vreau să-i pomeniți numele. Nicu Săvulescu este omul meu de încredere aici la fermă. Da, și care vorbea cu atâta mândrie și cu atâta bucurie că este subalternul dumneavoastră, că lucrează aici și el a spus, veniți să vedeți câte lucruri, într-adevăr. Vorbeam de cum spun francezii, da. Vorbeam de calitățile unui om de afaceri. Una din acestea este respectul pe care îl ai față de oamenii din subordinea ta. Trăim într-o Românie destul de săracă. Salariile sunt mici, salariile pe care le oferim noi, întreprinzătorii, oamenii de afaceri, sunt destul de mici. Ne-am dorit să fie mai mari. Din păcate, astea sunt condițiile.
De ce nu se pot crește salariile, domnule Marius Crăciun? Am o filozofie mai întâi. Atunci când nu poți să-i oferi unui om mai mulți bani, oferă-i măcar respect. Asta ar putea să fie o compensație față de banii puțin pe care îi dai. De ce nu se pot oferi salarii mai mari în România? Sunt multe motive. În primul și în primul rând, este o țară rămasă în urmă din punct de vedere economic. Este o țară în care aparatul bugetar este supradimensionat, foarte costisitor, iar mediul de afaceri, cel care produce taxe și impozite, nu produce suficient pentru salariile din buget și automat nu produce suficient pentru salariile din mediul privat. Dar spuneți-mi, vă rog, cei de sus care ordonează și legile pentru oamenii de afaceri vă ajută cu ceva? Adică legile care sunt acum în țară sunt benefice pentru oamenii de afaceri sau se pun piedici aici? Se spune că un om de afaceri este lăsat de izbeliște în România. Și așa este? Câteodată da, câteodată nu. Nu trebuie să fim prea aspri cu guvernanții noștri. Fac și ei atât cât pot și atât cât se pricep. Mă provocați acum, vreau să nu mă enervez, să fiu... Mă provocați în sensul că ei, guvernanții noștri, au case la Miami și au furăciuni de peste nu știu câte milioane de euro, nu mă refer la toți, Doamne ferește, că aș fi mulți dintre ei și oamenii de afaceri sau noi bugetarii, pentru că eu sunt profesor până la urmă, ducem mâța de coadă sau tragem mâța de coadă, că asta este situația. Nu vi se pare o discrepanță îngrozitoare și o nerușinare fără de margini? Acum să fim corecți. Nici oamenii de afaceri nu sunt toți la fel corecți. Nici toți oamenii de afaceri nu sunt corecți. Și oamenii de afaceri sunt tentați câteodată să-și ascundă banii pe care îi fac. Cunoașteți niște cazuri? Sigur că nu o să ne dați nume, Doamne ferește. Sunt cazuri de notorietate chiar și în județul Vrancea, când oameni au încercat să-și ascundă o parte din banii pe care i-au produs. Și sunt oameni pe care nu i-am înțeles niciodată. Sunt oameni care au ajuns la un nivel de dezvoltare și își permiteau să intre într-o legalitate totală. Noi toți sperăm să intrăm într-o legalitate totală, pentru că asta este și o chestie de civilizație și o chestie de bun simț. Atunci când ești în legalitate, îți plătești taxele și impozitele la timp și în totalitatea lor, în integralitatea lor, atunci te poți numi un om decent și un om care să merite respectul celor din jurul lor. Acum vedeți chestiunea asta, stimați telespectatori, cu taxe și impozite și noi, care nu suntem oameni de afaceri, avem obligația, obrazul subțire, așa se spune, o vorbă românească, nu? Obrazul subțire cu cheltuială să ține, pentru că orice taxă și impozit neplătit dăunează, uite, tot nouă, că nu sunt bani pentru aia, nu sunt bani pentru ailaltă, nu? Da. Și le punem noi opreliști celor care sunt pe la primărie, pe la mai știu eu pe unde sunt, nu? Da. Aici trebuie să învățăm cu toții. De ce oare oamenii în vârstă, mă scuzați, domnule Marius Crăciun, mă scuzați, vă rog, oamenii mai în vârstă, vedeți că chiar pensionari cu pensii mici, primul lucru pe care îl fac, se duc, plătesc taxe, impozite, lumină, etc. De ce credeți lucrul ăsta? Nu vor să aibă griji și sunt altfel educați. Asta este. Oamenii în vârstă, după părerea mea, sunt altfel educați, au mai mult bun simț, au mai multă decență și nu-și doresc niciodată să intre în conflict cu legea sau cu o autoritate. Probabil că și nouă pe vremuri ni s-au impus niște lucruri care ne-au rămas așa în subconștient și nu trecem peste ele. Ceea ce nu este rău, dar trebuie să învățăm cu toții să respirăm liber. Nu trebuie să ne mai fie frică de o autoritate, trebuie doar să o respectăm să respectăm legile. Este foarte simplu. Păi asta e, dacă respecti legile, de ce să-ți fie frică? Dacă ești un om corect, un om cinstit, un om... Începând de la cum îți conduci mașina, cum îți conduci familia, cum îți conduci afacerea și cum îți conduci comportamentul în societate, cu toții trebuie să învățăm că nu trebuie să încălcăm legea și viața noastră nu trebuie să afecteze viața celorlalți prin comportamentul nostru, prin deciziile noastre, prin modalitatea noastră de a fi în viață. Cred că orice lege, că îți dai seama de nivelul de conștiință, nu mai vorbesc de pregătire, de conștiință al unui om pe șosea când mergi. Da, da. De acolo poți să-ți dai seama cum unii care sunt agresivi, n-au nicio treabă cu legea, punând în pericol și viața lor și viața celor din jur. Sunt inconștienții sau se mai numesc derbedeii de șosea. Aceștia sunt oamenii care ne fac viața grea pe șosea, dar sunt foarte mulți oameni care ne fac viața în alte aspecte ale,
ale vieții în general. Și aceștia trebuiesc, nu eliminați, trebuiesc învățați, trebuiesc educați. Și aici trebuie să intervină legea și autoritatea. În momentul în care ai fost prins cu o încălcare a legii, trebuie să fii articulat, cum spune românul. Spuneți-mi, domnule Marius Crăciun, vă rog frumos, de când ați început dumneavoastră afacerea? Pentru că aici este o afacere serioasă. Ați început-o de mult sau ați făcut dintr-o dată totul? Acest loc l-am făcut... Aveați dumneavoastră pământul ăsta? Era cumpărat. Nu, l-am cumpărat. În ce an? Aproximativ, cam când? Cam cu 10 ani. Acum 10 ani, da. Acest loc l-am cumpărat, am început o mică fermă, prima dată, cu două vaci. Ha, ce frumos, da? De la două vaci ați pornit? Cu două vaci care mi-asigurau laptele câteodată pentru copiii mei. Copiii mei au fost foarte mâncăcioși. Da? Se trezeau noaptea din somn și beau, pe parcursul unei nopți, beau cam un litru, un litru și jumătate de lapte. Serio? Da? Da, au fost extrem de mâncăcioși. Așa. Pe urmă, când am văzut că această activitate ne prinde, această activitate este frumoasă, această activitate îți oferă o compensație față de viața nebună din afaceri sau din alte erați activități. Erați om de afaceri și atunci? Da, da, bineînțeles. Deci din om de afaceri sunt din 91. Oho. Firma pe care o reprezint împlinește anul acesta 25 de ani. Mulți înainte trebuie Mulțumesc. Să faceți o petrecere unde să ne invitați. Un sfert de secol de activitate. Da, să sperăm că anul acesta vom avea timp să organizăm și o astfel de petrecere pe care o să invităm, în care o să invităm pe toți cei apropiați, cei cu care am interacționat de-a lungul activității noastre, prietenii, rudele. Deci 25 pe dumneavoastră. De Mulțumesc frumos. Pe domnul care ne filmează. Pe domnul care ne filmează. Da. Domnule, mai departe. Bun, deci acum 25 de ani ați început afacerea. Afacerea. Iar această mică fermă care s-a transformat într-o fermă mai mărișoară, de vreo 4-5 ani. Și-a dat randament imediat? Ați avut? Am făcut-o din plăcere, nu am făcut-o nici măcar pentru piață. Nici măcar ca să vând produsele în piață sau... Pur și simplu pentru noi, pentru familie. Pentru familie, dar după care n-ați mai putut numai pentru familie, că e în, în momentul în care am văzut că această activitate ne prinde și poate să fie de viitor, am început să ne gândim la dezvoltarea ei. Dezvoltarea ei însemnând creșterea numărului de animale, diversificarea numărului de animalelor și acum ne gândim să atragem fonduri pentru dezvoltare. Fonduri pentru creșterea animalelor, și achiziție de utilaje, achiziție de foarte multe obiecte care ne pot ajuta în activitatea de creștere a animalelor. Cine vă o să vă facă proiectele? V-ați hotărât să le faceți singur? Sau în momentul să... de față este o problemă cu ghidul solicitantului. Nu a apărut încă ghidul final al solicitantului. Deci mai aveți încă de așteptat ceva. Mai este de așteptat. Cum este în România, întotdeauna lucrurile bune se lasă așteptate mai mult decât mai ar trebui. Mai mult decât în alte părți. Din păcate așa Din este. Păcate. Dar am văzut, să știți, oameni care au accesat fonduri și au făcut niște lucruri excepționale. Cum am văzut și oameni care, în momentul în care s-au văzut cu banii în mână, au crezut că sunt banii lor personal, și-au cumpărat mașini și-au ajuns la pușcărie. Asta e situația. Exact ce spuneam la început. Ești om serios, ești om corect, da. Poți să faci față unor situații care să-ți fie favorabile. Nu, asta e situația. Dumneavoastră sunteți membru al unui partid, domnule... Mă mândresc și este o onoare să fiu membru al Partidului Național Liberal și am avut deosebită plăcere să fiu nominalizat în primă fază pentru funcția de președinte de organizație locală și mai apoi... pentru candidatura la primăria Comunei la primăria Comunei Vânători. Bun, asta nu este o emisiune electorală, așa că nu o să accentuăm foarte mult, dar aș vrea să-mi spuneți de ce vă doriți totuși să fiți primar, pentru că vă luați pe cap niște griji foarte mari, să știți, niște obligații foarte mari. Întrebarea pe care mi-o puneți dumneavoastră mi-au pus-o foarte mulți. Prieteni, cunoscuți, apropiați și familia. Ce-ți trebuie Atâta bătaie de cap. Ce trebuie să intri în bălăcăreala care se numește viața politică? Aici trebuie să vă spun că intrarea mea în viața politică a fost pe undeva determinată de un sentiment negativ. Revolta. Undeva în anii 2000-2004 a fost pentru mine o mare întrebare pe care mi-o puneam. De ce trebuie un om de afaceri
să plătească și altceva decât ceea ce trebuie să plătească. Taxe, impozite, salarii, lucrurile care sunt. Și altceva ce mai plătea. Ei, în perioada aceea, foarte multe organe ale statului veneau cu contracte de sponsorizare. Ceea ce nu mi s-a părut firesc, corect. Nu mi s-a părut firesc din partea autorității locale să vină să-mi ceară bani pe care nu-i merita și pe undeva intra în contradicție cu rostul unei autorități locale. Trebuie să sprijine omul de afaceri. Trebuie să vină în întâmpinarea dorințelor și a nevoilor sale. Nu trebuie... De la un agent economic nu trebuie luați mai mulți bani decât el trebuie să dea. Dar să știți că și în străinătate oamenii de afaceri fac foarte multe... Benevol. Foarte multe acte de... Da, benevol. Sunt de acord că atunci când este adică o problemă comunitate. Socială, să vină, să fie strânși oamenii de afaceri și să se spună, avem nevoie să facem acest lucru în această perioadă, în acest oraș. Și oamenii de afaceri se pot gândi, în funcție de posibilitățile lor materiale, să contribuie sau să rămână pentru o altă perioadă când își vor permite. Nu trebuie să-l obligi pe un om de afaceri să participe cu bani atunci când nu-i are. Aici mă depășesc lucrurile, nu să știți mai bine, v-ați da. Lovit de lucrurile astea. Bun, și ăsta a fost motivul pentru care v-ați înscris în partid? Nu, am zis că această pasivitate față de activitatea politică trebuie pe undeva să se termine și toți oamenii care pot oferi comunității, oamenilor din jur, celor apropiați care pot oferi ceva, ar trebui să se implice mai activ în viața politică. Acum să vă spun o experiență din viața mea. Eram într-un magazin, acolo unde trei copilași se căutau în buzunare pentru a pune fiecare câte un leuț să-și cumpere un pachet de biscuiți sau o pungă de pufuleți, ceva de genul ăsta. În momentul acela mi-am dat seama cât de săracă este țara asta și cât de greu este pentru o familie în România să-și crească proprii copii. Aici, viața politică trebuie să se schimbe în așa măsură încât să avem și politicieni corecți și oameni care să se dezvolte într-un climat normal, într-un climat corect. Și pentru asta avem nevoie ca toți oamenii să se implice, să fie activi. Nu neapărat să candideze pentru o funcție, ci pur și simplu să spună punctul de vedere. Să spună punctul de vedere, dar vedeți că de 26 de ani de acum și-au spus oamenii punctul de vedere, lehamite. Eu aud foarte mulți oameni că spun, dar nu m-am mai duc la vot, dragă, am votat de fiecare dată și uite cu ce m-am ales. Da, o pensie de 150 de euro unii. Este o greșeală. Să nu particip la vot. Eu asta am spus și eu că este o greșeală, dar oamenii, pe cine să mai votez? Că nu mai avem pe cine. Nu vezi că toți ne-au lăsat la sapă de lemn. Partidul Național Timp Liberal... în care ei au prosperat îngrozitor, da. Partidul Național Liberal aduce în prima linie oameni noi. Se schimbă garda în Partidul Național Liberal. Și acum să vă dau un exemplu care este de notorietate și este foarte prezent în aceste zile. Alegerea candidatului din municipiul București, din cel mai mare oraș al țării. Alegerea acestui candidat a fost extrem de anevoioasă pentru că Partidul Național Liberal uneori își dorește alegerea unor simboluri. A fost mai întâi Cristian Bușoi, un simbol al tineretului din Partidul Național Liberal. S-a considerat că nu are notorietate și mai trebuie lăsat pentru următoarea perioadă. Pe urmă a fost ales simbolul liberalismului din România, Ludovic Orban. Care a ajuns la DNA. Care a avut problema cu DNA-ul. S-a ales, după Ludovic Orban, s-a ales un alt simbol, simbolul pieții universității. Marian Munteanu. Nu a fost dorit pentru că nu a întrunit condițiile de partid. Să fii membru mai vechi, să ai anumite state mai vechi în partid. Alegerea actualului candidat la funcția de primar, Predoiu, este o alegere ok. Predoiu mie mi se pare o persoană foarte echilibrată, fost ministru al justiției și pare a fi o soluție foarte bună pentru primăria Bucureștiului. Dar nu este discuția noastră.
Bucureștiul e București. Ăia o să-și aleagă singur ăia. Locuitorii din București o să-și aleagă... Și Partidul Național Liberal o să-și aleagă candidatul cel mai bun și l-au ales. Mergem prea departe cu... Da, încercam să spun că alegerea unui candidat este foarte dificilă. Și cu atât mai mult onoarea care mi-a oferit-o acest partid pentru această candidatură este cu atât mai mult importantă și de luat în considerare față de... Dar spuneți-mi, domnule Marius Crăciun, e vorba de o primărie de comună. Aveți suficienți bani într-o primărie de comună ca să faceți? Că sunt multe lucruri de făcut. Sunt bani în primăriile astea? Că toată lumea primăria, toată lumea se vaită că nu sunt bani. Primăria Comunei Vânători, Comuna Vânători în ansamblu, în general, este vorbim o comună, acum, vorbim în general, da, este o comună bogată. O comună în proximitatea unui oraș, municipiu, reședință de județ, întotdeauna va avea bani. În primul și în primul rând, din taxe și impozite. Întotdeauna va avea bani pentru că o autoritate județeană va pompa bani suficienți pentru dezvoltarea ei. Din păcate, Comuna Vânători, în 2016, comună lipită de orașul Focșani, nu are apă, canal, aducțiuni de gaze, are drumuri proaste, are mizerie peste tot, câini vagabonzi la tot pasul. Problema cu câinii vagabonzi, domnule, este o problemă generală. Am înțeles că foarte mulți aduc câinii din oraș și lasă la marginea unei comune. Nu vorbesc mai de vânători, în general. E reală treaba asta? Ați văzut cu ochii? Unii sunt nou veniți în Comuna Vânători, dar sunt foarte mulți pe care eu îi văd zi de zi și îi văd pe de luni de zile. Câini pe stradă? Îi recunosc de acum. Îi știu după cum se mișcă, îi știu după cum arată, îi cunosc. Nu se face nimic. S-a făcut un padoc și se spune că au sărit gardul sau e săpat. E padoc sau... aici în zonă? Da, există un padoc, dar responsabilul de padoc spune că sare câinele din padoc sau sapă și scapă pe dedesubt. Nu știu cât de adevărat este. Cert este că problema aceasta nu este rezolvată. Este o problemă nerezolvată și întotdeauna o problemă nerezolvată se va sparge atunci când, Doamne ferește, un copil va fi atacat sau și mai rău, va fi băgat în spital sau chiar omorât. Vreau să vă întreb altceva. În eventualitatea că o să reușiți să obțineți titlul de primar, ce o să faceți cu afacerea? Că nu mai aveți voie să faceți afaceri. Vă spuneam la început că eu conduc o afacere de familie. În această afacere de familie suntem implicați toți membrii. Părinții mei, sora mea, soția mea, câteodată chiar și copiii mei. În ce clasă sunt copiii? Unul are 9 ani și, și unul 13, da. Mulți unul este înainte. Clasa a 4-a, unul clasa a 7-a. Să bătrânească. Să rămână, mulțumesc. Are cine să conducă. Deci are afaceri. Cine să conducă? Da. În ultimii ani, sora mea s-a implicat foarte mult și a ajuns la nivelul în care conduce aproape chiar mai bine decât mine. Și asta pentru mine este o plăcere și o mândrie. Sora mea să conducă o afacere pe care toată familia a contribuit la dezvoltarea ei și acum cineva, tot din familie, reușește să o conducă. Vedeți, îmi spunea o doamnă... Deci problema, îmi cer scuze, problema cu conducerea afacerii în eventualitatea fericită pentru mine că aș reuși pentru funcția de primar, este rezolvată. Deci din punctul ăsta de vedere, vedeți, îmi povestea o doamnă, soție de mare om de mare politician la București, deci că, dragă, tu să știi de la mine că toți care intră în politică se duc ca să câștige bani. Spun de unde, dragă? Din politică se câștigă foarte mulți bani. Așa este? Nu întru totul, dar este un foarte mare adevăr la mijloc. La urmă, da? Este o meserie și ar trebui făcută de politicieni care sunt veniți în politică doar pentru a se pune în slujba cetățeanului. Unde îi găsești pe aia? Sunt câțiva, poate. Poate nu-i, în alte țări. Nu e număr acum, nu-i în emisiunea asta, dar în general omul se gândește la buzunarul lui. Dumneavoastră vă considerați un om de care v-ați detașat de lucrurile astea? Credeți că o să puteți să scoateți în suflet ideea de îmbogățire rapidă și în urma unei funcții pe care să o obțineți? Atunci când faci afaceri, trebuie să drămuiești banii, trebuie să fii foarte atent cum îi folosești, trebuie să știi să intri în multe instituții financiare care să te sprijine. Trebuie să știi cum să vorbești, cum să-ți prezinți proiectul, cum să-ți prezinți afacerea și cum să obții acea finanțare.
Mai trebuie să știi un lucru foarte important, să știi cum să vorbești și cum să te apropii de oameni, cum să te apropii și subordonații și angajații, dar și oamenii cu care interacționezi și cu care poți avea o relație de durată. De-a lungul existenței mele de om de afaceri, am fost nevoit de foarte multe ori să intru în contact cu bănci, cu reprezentanții băncilor și să le propun parteneriatul în care ei îmi oferă bani, iar eu îi folosesc cât mai bine cu putință. Aceste calități ale unui om de afaceri se pot transpune foarte ușor într-o funcție similară pe undeva sau chiar aș putea spune complementară. A conduce o primărie este similar cu a conduce o afacere. Trebuie să faci rost de bani, trebuie să știi să-i folosești și trebuie să pui oameni care să-i folosească și de care să fii mulțumit în activitatea pe care o desfășoară. Este foarte simplă ecuația, dar așa cum a spus dumneavoastră la început, prea mulți oameni intră în politică din dorința de a izbăvi financiar. Prea mulți, de prea multe ori și trebuie să se termine odată, trebuie și în țara asta să fie un moment zero în care oamenii să-și vadă fiecare de treaba lui. Dacă ai aderat, dacă vrei să ascezi într-o funcție publică, trebuie să fii mulțumit cu viața pe care o ai și să te pui în slujba cetățeanului și atât. Nu trebuie să te mai intereseze avantaje financiare, domnule, care decurg dintr-o funcție publică. Nu. Nici așa, nu putem merge cu romantismul la extrem. Idealismul, domnule, și naivitatea. Da. Domnule, sigur că dacă muncesc pentru ceva, trebuie să câștig niște bani. Este clar. Dar să-i câștig muncind și să câștig atâta cât mi se cuvine, mi se cuvin banii, respectiv din punct de vedere legal. Nu să mă apuc să fac tot felul de aranjamente prin spate, tot felul de chestiuni ilegale ca să-mi aducă mie personal bani și care să prejudicieze viața semenilor mei, nu? Adică trebuie să avem un pic de conștiință, cred eu. Stimată doamnă, o funcție publică dobândită prin alegeri, acolo unde un cetățean te-a trimis, sau mai mulți cetățeni te-au trimis, ar trebui să fie o onoare. Este o onoare, dar ține cont de lucrul ăsta? Ar trebui să fii mândru că foarte mulți oameni te-au vrut într-o funcție și să nu mai conteze banii. Ar trebui să fie simbolic o plată, o remunerare a serviciilor tale. Tu doar să fii mândru și onorat de funcția pe care o ai puțin. Și de... Dumneavoastră ați fi dispus să mergeți ca primar fără să vi se plătească? În momentul în care ești împlinit din punct de vedere financiar ca om, poți să faci lucrul ăsta și onorific. Așa, la modul, cred într-unul Dumnezeu, Tatăl. Vreau să demonstrez oamenilor care au avut încredere în mine că pot să fac lucrurile așa cum trebuie făcute. Și nu am nevoie să fiu retribuit pentru această activitate, pentru că am suficienți bani să-mi continui existența. Bun, în cazul ăsta trebuie să legea să vă permită să vă ocupați de afacerea personală în continuare. Că nu poate nimeni să impună cuiva, vină domnule și lucrează în favoarea comunității, nu-ți dau niciun ban, dar ei nu se poate nici așa, adică să nu cădem dintr-o extremă într-alta. Problema este extremă. Nu că se plătește funcția asta, e firesc. Este absolut firesc. Sigur că da. Dar să nu faci lucruri pe lângă care să-ți aducă niște bani incorecți, nu? Așa este. Aici, alesului ar trebui să fie frică de lege. Atunci când se aplică legea, niciun ales nu va mai fi tentat să facă și altceva decât ceea ce scrie în fișa postului. Eu am văzut, domnule Marius Crăciun, oameni care după ce au fost aleși, erau și ei niște oameni modesti, soțiile lor, niște femei modeste și la locul lor, de-a doua zi de când s-au dus, hai să o zic în cazul lor, fraierii să pună degetul pe ei, li s-a schimbat comportamentul total. Nas pe sus, cum se spune în vorba noastră, aroganță, așa un sentiment de respingere a tot ceea ce vine de... Se poate asta? Se poate în cazul oamenilor fără valoare. Un om fără valoare care este ales din greșeală într-o funcție publică, așa se va comporta. Dar eu vorbesc de oameni de caracter, oameni de calitate, care trebuie să vină din ce în ce mai mulți în funcțiile publice, în administrația publică. Acești oameni vor putea să creeze condițiile
pentru dezvoltarea întregii societăți, în cazul nostru dezvoltarea unei comunități locale. Unei comunități locale, pentru că e foarte neplăcut să vezi, sunt aceiași oameni din campanie care vin și unii chiar plâng, vai ce o să fac eu, și de-a doua zi e un sentiment de respingere din partea lor, o reacție, este îngrozitor să vezi asemenea oameni, aproape că nici nu te mai poți uita la ei, treci pe lângă ei ca și când n-ar exista. Cu atât mai mult este necesar ca oamenii care spun acum nu mă interesează politica, nu am încredere în politicieni, nu vreau să aud de ei, trebuie să se implice. Pentru că acești oameni, poate că sunt mare majoritate dintre ei oameni care pot oferi altceva în spațiul public, în spațiul politic. Știți care e mentalitatea și o știți sigur, că unii spune, aibă, de ce să-l alegem pe altul ca să-l îmbogățim și pe ăla? Lasă-i că măcar ăsta s-a ajuns la un... Este o greșeală, este cea mai mare greșeală, sigur? Este greșeala frecventă în alegerile din România. Atunci când îl lași pe cineva mai mult timp, creează niște mecanisme nocive în acea celulă administrativă, iar acele mecanisme vor fi foarte, foarte greu destructurate. Planul meu pentru Comuna Vânători este simplu. Două mandate, în campanie, se vor spune multe lucruri și promisiuni. Eu sper să promit doar aceea atât cât pot să realizez. Asta o să discutăm în campanie, dacă Dumnezeu o să dorească. Vis-a-vis de planul meu ăsta, față de primăria Comunei Vânători, nu-mi doresc decât două mandate și să las în urmă o comună excepțională. Atât. Pe urmă, nici nu mă gândesc să mai particip la o bătălie electorală. Asta o spuneți acum. Dar, promit. Dar știți cum, au mai promis-o și alții. Eu promit și eu mă țin de promisiune. Vă țineți de promisiune, că sunt mulți care zic așa și după aia spun, dar de ce să nu mă duc și anul ăsta, dar de ce nu? Pentru că, uite, am făcut... Beția puterii. Acum gustul să vă mai spun pe care ceva. L-ai prins. Nu. Nu, și aici este o scuză și o motivație și dacă omul respectiv a reușit să facă niște lucruri foarte bune și dacă mai are în plan să mai facă ceva, de ce să nu rămână? Nu poți să... Dom'le, gata, ți-ai făcut două mandate. Dacă sunt în stare să fac în continuare lucruri foarte bune, de ce să-l opresc din drum? Și asta este o... Eu nu am încredere în perpetuarea la nesfârșit a funcționarului ales, a celui care este trimis de alegători într-o funcție publică. Așa cum președintele țării este limitat la două mandate, da, bine că cred că așa ar trebui limitați toți oamenii care pleacă în funcții publice aleși. Maxim două mandate. Și a spus, ce face asta, gestul de asta? Bine că e limitat. Păi așa este, bine inevitabil, că e limitat. Inevitabil un om se erodează. Inevitabil atunci când om este ales la nesfârșit, se va crede stăpânul lumii. Inevitabil se va transforma într-un dictator. Și acum lăsați-mă să vă spun despre un înțelept bătrân care a fost întrebat de un tânăr care își dorea o funcție politică. Și era destul de rezervat vis-a-vis de ce s-ar putea întâmpla cu personalitatea lui. Și îl întreabă pe acel bătrân înțelept. Ce este omul? Ce se întâmplă cu omul? De ce omul este permanent în schimbare? Acel bătrân înțelept i-a spus. În fiecare om se dă bătălia între doi lupi. Un lup negru, care reprezintă ura, lăcomia, prostia, invidia, gelozia, toate defectele omului. Și un lup alb care reprezintă toată bunătatea de pe lume. Plăcutul, frumosul, dragostea și absolut tot ce este frumos pe lumea asta. Tânărul întreabă, și care va învinge în această luptă? Bătrânul înțelept îi răspunde, cel pe care îl hrănește. Țara noastră a fost lăsată pradă lupilor negri. Trebuie să schimbăm proporția, trebuie să schimbăm acest echilibru. Trebuie să vină din ce în ce mai mulți oameni care nu-și doresc decât să fie buni și să-și facă treaba acolo unde sunt puși. Pentru asta lupt eu, asta este singura mea luptă care mi-a mai rămas pe această lume, în afară de aceea de a-mi duce familia, de a-mi duce copiii pe un viitor cât mai bun. Aveți foarte multe lucruri de făcut. Dar asta este o luptă pe care mi-am asumat-o și pe care vreau să o duc la capăt și vreau să o câștig.
Să vă ajute Dumnezeu, domnule. Vă mulțumesc mult. Crăciun, sărbători fericite. La fel și dumneavoastră și... Urmează campania și probabil că o să ne vedem și atunci. Dumneavoastră. Da, îmi doresc ca în campania electorală să spun lucrurilor pe nume și oamenii să discearnă între ceea ce pot oferi. Între lupii albi și lupii negri, exact. Da? Vă mulțumesc foarte mult. La revedere, stimați telespectatori. Bună seara.